Cu electrocasnice intuitive gătești sănătos. Emisiune susținută de Electrolux. Bun venit la Starea Sănătății! Vă spuneam în episodul anterior că sunteți niște oameni normali dacă întindeți mâna către raftul cu dulciuri, da? Pentru că gustul dulce este cel mai căutat gust din natură. Glucoza este principala sursă de energie a organismului nostru. Dar mă gândeam așa, în timp ce citeam cartea Revoluția Glucozei, scrisă de Jessie Inchauspé, oare câți dintre noi știu exact ce este glucoza, acest combustibil al corpului nostru? Serios acum, voi chiar știți cu adevărat ce este glucoza? Că poate aveți, așa cum aveam și eu, o idee, sau poate că știți, ați învățat la vreun curs teoria foarte bine, dar vă promit că explicația asta pe care o voi da acum, oferită în cartea despre care v-am spus, o să vă imprime o imagine de care nu o să mai scăpați niciodată. Cu mine a rămas chestia asta. Așa că o să vă povestesc acum cum stau lucrurile, în felul în care mi-aș fi dorit să mi se povestească și mie mai devreme în viață. Dacă aș fi profesor, așa le-aș povesti copiilor. Glucoza, așadar, este sursa noastră de energie, dar este și sursa de energie a plantelor. Spre deosebire de noi însă, procesul prin care plantele își obțin energia este fascinant, dacă stăm bine să ne gândim. Așadar, plantele își creează propria mâncare cu ajutorul fotosintezei, adică iau din aer dioxid de carbon, apoi iau din pământ apă și cu ajutorul soarelui transformă totul într-o substanță minunată, glucoza. Și gata masa! E, noi nu putem face asta, dar ce putem să facem pentru sănătate este să ne stabilim un protocol în fiecare dimineață. De când îl urmez, mă simt mult mai bine, puteți încerca și voi, nu costă nimic. Când vă treziți dimineața, beți apă. Eu beau cam jumătate de litru, chiar mai bine, pentru că seara evit să beau apă cu 3 ore înainte de culcare, ca să nu fiu nevoit să mă trezesc ca să merg la budă. Apoi, după ce beți apă, ieșiți afară. Da? Deci să faceți o plimbare. Important e să vă vadă soarele direct, nu printr-un geam, direct. Da? Nu vă uitați direct la soare, pot apărea probleme, dar lăsați soarele să vă vadă fața, ochii. Dacă aveți contact direct, sunt suficiente 5 minute. Dacă nu, sunt foarte multe dimineți în care soarele nu se vede. Undeva la 20 de minute ar trebui să fie ok. Și nu mâncați nimic, măcar în prima oră după ce v-ați trezit. La mine rezultatele sunt excelente cu ritualul ăsta matinal. Bun, revenind la plante. Ca să rezolve situațiile de criză în care nu-și pot prepara mâncarea, plantele fac și ele ce facem și noi atunci când putem. Pun deoparte. Adică stochează parte din glucoză sub formă de rezerve. Doar că glucoza asta tinde să se dizolve și să se împrăștie peste tot, așa că e nevoie de niște măsuri speciale pentru ca ea să fie ținută în frâu, depozitată. Excelent explică autoarea cărții, folosind o analogie interesantă, tot acest proces de depozitare. Imaginați-vă că moleculele de glucoză sunt ca niște copii care ies deodată în pauză pe ușa școlii și se împrăștie peste tot prin curte. Când se sună de intrare, profesorul îi pune să se prindă între ei de mâini și să se adune cu toții la un loc. Da? E, așa cum ei se prind de mână într-un lanț, așa prind enzimele, moleculele de glucoză una de alta ca să le depoziteze. Iar legătura asta în lanț se numește amidon. De-aia e mai bine de multe ori să mănânci amidon, nu fructoză. Amidonul stă de obicei în rădăcinile plantei. Apoi planta mai face ceva. Stochează glucoza într-o formă specială care să permită plantelor să crească în înălțime fără să se prăbușească pe pământ. În acest caz, enzimele nu mai leagă moleculele de glucoză de mânuță în lanț, ci într-un mod mai ciudat. Le leagă mână la picior. Râdeți, vă închipuiți asta cu copiii din curtea școlii, da? Ok. Legătura asta mâini-picioare se numește fibră. Da, asta înseamnă fibră. Niște molecule de glucoză legate în mod ciudat, care se regăsesc în cel mai ridicat conținut la plante, în trunchiuri, în ramuri și în frunze. Vom mai discuta despre asta în alt episod. Un ultim lucru pe care îl fac plantele este să înmagazineze glucoză în fructe. Fac ele cumva și reușesc să transforme o parte din glucoza pe care o produc într-o moleculă extra dulce numită fructoză și în altă moleculă numită sucroză. De ce fac plantele asta? De ce își fac fructele atât de dulci? Simplu și genial în același timp. Pentru că vor să supraviețuiască și să perpetueze specia. Exact la fel ca orice alt organism de pe această planetă. Iar dacă fructele plantelor sunt dulci, ce se va întâmpla? Atenția animalelor va fi atrasă, iar plantele speră că după ce animalele mănâncă fructele, vor elimina semințele, pentru că semințele sunt puse foarte deștept acolo. Semințele vor fi eliminate împreună cu un îngrășământ natural și cu puțin noroc, asta se va întâmpla mai departe, nu? Animalul pleacă. Iar semințele se vor răspândi cât mai mult. În concluzie, amidonul, fibra, fructoza, sucroza sunt forme pe care le poate lua glucoza, iar fiecare are un rol aparte, bine definit, în viața unei plante. Toate există datorită fotosintezei. Vedeți ce frumos se leagă tot? E, despre cum se dezleagă toată această glucoză în organismul nostru, discutăm data viitoare. Să vă fie bine! Cu electrocasnice intuitive gătești sănătos. Emisiune susținută de Electrolux.